Salut, sunt Eddie, iar episodul acesta am să-ți prezint istoria unui brand ce a marcat întreaga lume a jocurilor video. Este vorba despre Nintendo și despre întreaga sa ascensiune. Și noi jucăm cu cărțile pe față, așa că te rugăm să ne dai un like, un share și un subscribe la canalul nostru de YouTube. Compania Nintendo este o multinațională cu sediul în Kyoto, Japonia. Firma se ocupă cu dezvoltarea jocurilor video și pe calculator cam de pe când era străbunica fată mare și România îl avea rege pe Carol I de Hohenzollern. Mai precis, firma Nintendo a fost fondată pe 23 septembrie 1889 și avea ca obiect de activitate producția și vânzarea cărților de joc. Mai o șeptică, mai un macao, ce se juca pe vremea aia la Sintrofi? Nici măcar șogunul nu s-ar fi gândit că pe atunci, micuța companie din Kyoto avea să scrie istorie în prima linie a computerizării distracției. De fapt, nici computere ca acum nu existau în secolul al XIX-lea. Așadar, fondatorul firmei, un japonez pe nume Fusajiru Yamaoki, a mizat pe un joc de cărți numit Hanafuda. Și n-a greșit deloc, pentru că volumul imens al cererii l-a făcut pe Fusajiru să-și mărească afacerea și să mai angajeze oameni că nu făcea față comenzii. De altfel, Nintendo produce și astăzi cărți de joc în Japonia, ba chiar organizează periodic un turneu numit Nintendo Cup. Drăguț că își respectă tradiția și nu își trădează originile. În anul 1959, Nintendo a încheiat un acord cu Disney, înțelegere prin care japonezii au primit permisiunea să folosească în producția de cărți Hanafuda personaje din filmele Disney. Din nou, japonezii au făcut o afacere de succes, pentru că în acel an Nintendo a vândut peste 600.000 de pachete de cărți. În perioada 1963-1968, compania Nintendo a încercat să se extindă în domenii precum taximetrie, industria alimentară sau cea hotelieră. Tentativele au eșuat una câte una, așa că patronatul a abandonat de atunci orice intenție de a mai diversifica obiectul afacerii. Niponii și-au revenit însă în 1974, când Nintendo a devenit un fenomen global, după ce a negociat exploatarea drepturilor de vânzare pentru consolele de jocuri Odyssey. Un alt succes major a venit câțiva ani mai târziu, când Nintendo a lansat pe piață primul lor joc video, EVR Race. În 1981, Nintendo se consacra definitiv pe micile ecrane ale computerelor cu legendarul joc Donkey Kong, urmat apoi de mini-consolele Game & Watch. Succesul Game & Watch a fost eclipsat de apariția consolei Family Computer, lansată în 1985. Au fost vândute atunci aproximativ 50 de milioane de console Super Famicom, cifră care i-a lăsat în urmă pe marii rivali de la Sega. Grafica 3D revoluționară a făcut ca Nintendo 64 să devină un real succes în anul 1996, în Japonia și în SUA. În anul 2000, Nintendo a lansat consola Game Boy Advance, iar în 2004 a apărut Nintendo DS, o consolă cu ecran touchscreen. În anul 2006, Nintendo a lansat celebra Wii, consola cu senzori motrici conectată la internet, capabilă să detecteze mișcările utilizatorului cu ajutorul unei telecomenzi Wi-Fi. La 31 decembrie 2013, Nintendo vânduse deja 190 de milioane de console Wii în întreaga lume. Anul 2016 îi aduce companiei Nintendo cea de-a șaptea mare consolă, pe numele ei Nintendo Switch. A fost lansată la nivel global abia pe 3 martie 2017 și a fost concepută în primul rând ca o consolă pentru casă. Ea trebuie introdusă într-o stație de andocare și apoi conectată la un TV. Ca o alternativă foarte ingenioasă, consola mai poate fi scoasă din dock și folosită exact ca o tabletă sau ca un telefon. O altă opțiune inovatoare este că poți amplasa ecranul tactil LCD pe masă, iar tu să te folosești de joystick pentru control. Cam atât despre una dintre cele mai mari companii de jocuri video din lume. Dacă ți-a plăcut acest clip și dacă vrei să-ți prezint istoria unui anumit brand, lasă-mi un comentariu. Eu sunt Eddie și ne vedem data viitoare cu alte curiozități.